Bună dimineața, dragilor! Începem această săptămână cu vreme foarte răcoroasă, grade foarte scăzute pentru această perioadă. Nu scăpăm nici de grindină pe aici, pe acolo, dar vedem imediat mai în detaliu cum stăm cu situația. Mergem în partea de nord-vest a țării, în Maramureș, unde, deși ne bucurăm de câteva raze de soare acum de dimineață, mai târziu o să se adune norii și o să avem parte de precipitații ceva mai însemnate și grade undeva la 23-24. Nici în Crișana nu stăm foarte, foarte bine de această dată. Gradele sunt foarte scăzute, undeva la 22 de grade. Avem parte de precipitații după amiază, la fel și în Banat. Avem parte de ceva raze de soare de dimineață, dar mai târziu nu scăpăm de precipitații și de temperaturi încadrate undeva la 22-23. În Oltenia, de asemenea, nu scăpăm de precipitații pe tot parcursul zilei. Avem parte de o zi mohorâtă și de temperaturi încadrate la 22-23. În centrul țării vom avea parte de grindină. Gradele sunt foarte scăzute, vor fi ceva mai însemnate precipitațiile pentru această dată. Înregistrăm undeva la 21-22 de grade. În Moldova, de asemenea, vremea este foarte, foarte posomorâtă astăzi. Avem precipitații foarte însemnate cantitativ, iar temperaturile sunt destul de scăzute, undeva la 23-24 de grade. Nici în Dobrogea nu stăm foarte, foarte bine. Noi am sperat astăzi la o zi frumoasă și așa am și avut astăzi. Pentru noi este foarte bine, ne bucurăm de soare aici în Venus, mai exact unde suntem noi. Nici în Tulcea vremea nu este foarte, foarte răcoroasă. Înregistrăm ceva mai multe grade, undeva la 24-25 de grade. De asemenea, în Muntenia avem parte de ceva raze de soare de dimineață, dar spre după amiază se vor aduna norii și vom avea precipitații ceva mai însemnate. În București, deși este vreme plăcută în acest moment, după amiază vom înregistra ceva precipitații mai însemnate, iar temperaturile rămân undeva la 23-24 de grade. Pentru noi însă este foarte bine că aici ne bucurăm de soare, am început ziua perfect și avem și multă distracție. Cam așa arată vremea aceasta în acest început de săptămână, dar eu sper ca voi să vă distrați cu noi, Dani. Mulțumim, Ramona. Tu ești în Venus acum? Da. Ok, dar noi suntem de pe Venus, tot din Venus suntem, sau noi suntem în stațiunea Marte. Suntem în capa, la capa Aurora, da, okay. Dar la intrare... La intrare e Venus, da. Am înțeles. Mulțumim, Ramona, te sunăm noi pe fix. Da,